Primul subiect dezbătut în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din data de 27 martie a scos la raport reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița și pe cei ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituții care în perioada aceasta vor intensifica acțiunile de control, având în vedere apropierea sărbătorilor pascale. Ne-am prevăzut un management al acțiunilor, respectiv să avem în vedere comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producători eliberat în condițiile legii, comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificat de producător suspendat, neavizat, cu viza expirată, precum și neconcordanțe între datele înscrise în aceste documente, comercializarea altor produse decât cele menționate în certificatul de producător, cumpărarea de către producători agricoli de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora, fără acte legale, verificarea transportului de animale, produse de origine animală și de furaje, fără certificate, documente de calitate sau alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare. Cea mai importantă misiune pentru această perioadă revine inspectorilor sanitar-veterinari. În acest sens, în județ au fost autorizate centrele permanente de sacrificare a mieilor. Comercializarea mieilor se va face numai cu marca de sănătate. Medicii veterinari vor fi prezenți la timpul sacrificării. Aceste centre temporare trebuie să dispună de condiții minime de igienă, ceea ce înseamnă concrasie în apă caldă, apă rece, gestionarea materialului de risc, care va fi sub strictă supravegherea medicilor veterinari, iar acești produse din aceste centre de jmeluții vor putea fi vânduți numai în piețele agroalimentare autorizate din județul Dâmbovița, deci nu în unitățile, marile unități autorizate, deci în unitățile supermarket, în magazinele autorizate, se vor putea comercializa ei numai dacă sunt sacrificați în abatoare de pentru sacrificarea oilor și a miilor. Reprezentantul Guvernului în teritoriu îndeamnă autoritățile care au atribuțiuni de control să nu facă rabat de la respectarea calității mărfurilor comercializate în această perioadă. Trebuie să asigurăm calitatea. Asta este mai presus de toate și de aici ne suntem prieteni cu toții și trebuie să avem sărbătorile în liniște și într-o atmosferă prietenească și așa, liniștitor. Anul acesta, Paștele Ortodox se sărbătorește pe data de 12 aprilie, iar cel catolic cu o săptămână mai devreme, la data de 5 aprilie.